07-08-2019. Pe ordinea de zi avem următoarele proiecte de hotărâri. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare conform prevederilor articolului 133, aliniatul 1 din ordonanța de urgență, numărul 57 pe 2019. Privind codul administrativ din data de 31-07-2019. Proiect de hotărâre privind aprobarea alegerii domnului consilier Ambăruș Anton, președinte de ședință pe o durată, pe o perioadă de 3 luni. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile din comuna Cleja. Diverse probleme. Avem două suplimentări. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local la finele trimestrului 2, și proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale a proiectelor care vor fi finanțate, care vor primi finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Comunei Cleja, județul Bacău, pentru activități non-profit de interes general, în baza legii 350 din 2005, pentru domeniile sport și cultură aferent anului 2019. Propun aprobarea de urgență a hotărârilor anexelor aferente menționate mai sus, în forma prezentată și redactată în ședința Consiliului Local din 13.08.2019. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? 13 la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31-07-2019. Discuții? Cine este pentru? 13 pentru, da? Proiectul numărul 2. Prin aprobarea legii domnului consilier persoana mea, președinte de ședință pe o perioadă 3 luni. Cine este pentru? Proiectul numărul 3, privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile din comuna Cleja, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul Tomar. Discute. Pentru ca să putem concesiona terenurile care sunt ale Consiliului Local, ale OAT-ului, de fapt, cu pajiștile, a trebuit să facem această evaluare care se face amenajamentul pastoral și se scoate la licitație. Se pornește de o anumită sumă și era obligatoriu conform legii să se facă această evaluare a terenurilor. Alte discuții? Cine este pentru? 13 pentru, da? Trecem la suplimentări. Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local la finele trimestrului 2, 2019. Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local. La finele trimestrului 2, respectiv data 30-a 6-a, bugetul local înregistra indicatori economici și comunitare comună. Total venituri în casă realizate 4.697.794 de lei și total cheltuieli 2.431.585 plăți de plată. În această perioadă s-au efectuat plăți pentru cheltuieli de personal, bunuri și servicii și o parte din investiții. Foarte puțin s-au plătit de investiții, ele sunt în fel de deținare și nu sunt dat. După cum știu dumneavoastră, investițiile sunt în excedere pe bugetul local, deci nu sunt afectate, nu afectăm bugetul local din venituri și cheltuieli. Dacă doriți o detaliere pe fiecare parte, în fiecare capitol, cum doriți dumneavoastră, se poate detalii. Ați întrebat? Ca cele importanțe. Să revedem de pe ce măsură ați plătit.
Nici măcar la cele importante. Cele numărate. A, să vă spunem cele importante. Sunt cuțile acum, pe care doriți pe Italia. Cam ce anume ați vrea, domnule Franca? Da, da, toate sunt importante, depinde fiecare, din ce punct de vedere, care urmări, ce anume urmărești. Eu nu urmăresc nimic, lăsați așa. Nu, putem spune că capitolul 51, adică administrație, cât este pe personal, cât este pe bunuri și servicii, pe... deci se poate detalia dacă asta se dorește. Dar să știți că toate astea sunt așa pe site-ul meu, deci... Da, poate vedea. Deci, supunem la vot. Cine este pentru? 13 pentru, da? Zic mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale a proiectelor care vor primi finanțare nerambursabile de la bugetul local al Comunei Pieră, de Ciupacu, privind activități non-profit de interes general în baza legii numărul 350 din 2005, pentru domeniile sport și cultură, aferent anului 2019. Proiect inițiat de domnul primar Iștocher. Da, după cum știți, a fost aprobat ghidul solicitantului de către dumneavoastră pe domeniile sport și cultură. S-au depus două proiecte pe domeniul sport, asociația cu sportul care arată pas cu pas. Care a fost aprobat, am mai fost. Și domeniul cultură, asociația cultural educativă, artă, sport și sănătate, Vatra Satului. După cum știți și dumneavoastră, grantul unui proiect era de 25.000. Asociația cu sportul care arată pas cu pas a depus un proiect solicită pentru finanțare 22.375,44. Își pun și ei contribuția lor de 25%. Și domeniul cultură, suma solicitată și aprobată, 25.000 de lei. Au depus proiecte, pot fi studiate de către oricine. Am avut aici bunăvoința domnilor consilieri care au participat la ședința de evaluare, au evaluat, au văzut ce se finanțează și ce activități doresc a se desfășura în cadrul comunității. De la fotbal? La fotbal. Fotbalul nu a depus. Nu, deci ca să închidem ședința și după care discutăm la diverse cu fotbalul. E o chestie mai delicată, mai complicată deja, nu? Și imediat discutăm și de fotbal. Complicat-o noi, n-a fost complicat de... Păi atunci, nu, ascultați-mi un pic, domnul Pașel. Dacă credeți că am complicat-o, veniți cu argumente, pentru că noi încercăm pe toate căile să mergem și să funcționăm. Deci ca să vorbim, nu eu știu, dar nu știți dumneavoastră. Eu vreau să vă înțeleg, să înțelegeți un lucru. Am avut această asociație sportivă cu domnul Vali și cu... Da. Nu vale, voi atunci Deci discutăm despre lista finală, lista de 350, da? Așa, deci 12 pentru și o abținere. Da. La ședința încheiată.